Salutare, fac și eu un cold start la Peugeot 206 1.4 HDI. Bujiile originale, mașina din 2004, nu le-am schimbat. O mai merge, nu mai merge, martorul mi se aprinde, mi se stinge. De schimbat nu le-am schimbat și nu știu dacă o să le schimb. Până acum mi-a pornit, mereu. Mi-e și frică să le schimb pentru că risc să mi se rupă în chiloasă când le desface și ce ai făcut, mă, nenema, nu-i prea frumos. Ce vă mai recomand iarna acum pe frigul ăsta, dacă aveți diesel și aveți posibilitatea, luați bateria și nopțile geroase, băgați-o în casă. Eu așa îi fac pentru că o afectează gerul și verificați-o mereu să nu fie sub 12,5 pe ger, pentru că nivelul electrolitului scade și risca să se congeleze bateria și gata. Asta e problema. Și la mine a pornit. Afară a fost doar minus 12 grade. Zilele trecute au fost vreo minus 20 într-o dimineață. Tot așa m-a apucat să filmez. Dar când se pornească mi s-a terminat bateria la cameră. Dar a pornit. Am vârtit un pic mai mult ca acum, dar a pornit. Să nu uitați să scoateți din viteză, să călcați și ambreiajul când faceți pornirea la rece și nu numai, tot timpul călcați ambreiajul, că ușurați munca demarorului. Acum o las să se încălzească, nu plec direct cu ea așa, că îngheț cu totul dacă e mai frică afară. Aveți grijă și cu lichidul de parbriz de iarnă și de vară, uitați-i comparații. Iarnă, bocnă, iarnă, vară, se scrie pe ele, bocnă. În schimb ăsta de iarnă, e lichid. Dacă n-aveți lichid de iarnă în vasul de, în rezervorul de la lichidul de parbriz, o să vi se facă ca bidonul ăsta, numai că bidonul ăsta s-a umflat, dar nu s-a crăpat. În schimb plasticul ăla și pompița de apă sunt mult mai casante. Cam astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!